S-a dat startul înscrierilor la creșa din Făgăraș. Părinții care vor să-și lase copilul din anul școlar 2013-2014 la această instituție trebuie să depună dosarul în această perioadă. Însă, dacă vor ocupa un loc, vor afla numai în luna martie, după ce se vor analiza toate dosarele. Singura creșă din Făgăraș are o capacitate de 30 de locuri și sunt primiți copii cu vârste între 0 și 3 ani, numai că cererea este cu mult mai mare față de numărul locurilor disponibile. Abia ce au început înscrierile, că deja peste 20 de cereri au fost depuse la sediul Serviciului de Asistență Socială din Făgăraș. Solicitări de înscriere la creșa de copii din strada Cerbului numărul 5 au fost înregistrate încă de la finele anului trecut. Părinții interesați pot depune cererile de înscriere la sediul Serviciului Public de Asistență Socială de luni până vineri între orele 8 și 16. Cererile trebuie însoțite de buletinul unuia dintre părinți, precum și de certificatul de naștere al copilului. Capacitatea creșei este aceea, și anume de 30 de locuri, care vor fi ocupate în funcție de anumite criterii pe care le vom anunța după aprobarea lor de către Consiliul Local. În acest caz, Consiliul Local va aproba un regulament în care se vor stabili criteriile de departajare, iar în luna martie, părinții vor afla dacă copilul lor a prins un loc la creșă pentru anul școlar următor. Nu, locurile nu sunt suficiente, solicitării sunt mai multe decât locuri, bineînțeles. De aceasta și încercăm să departajăm cumva cazurile. Părinții plătesc acum 6 lei pe zi pentru asigurarea hranei micuților. Din acest an școlar, programul creșei s-a prelungit, astfel că părinții își pot lăsa copiii aici între orele 7 și 16:30.